Bun găsit la o nouă emisiune FBI Paranormal 37 sau Biroul de Investigații Fenomene Paranormale 37. Numele meu este Nițu E. George, investigator. Tema emisiunii de astăzi este una foarte interesantă și anume ce înseamnă religie, credință, spiritualitate. Și dacă ar trebui să le luăm în mod separat pe fiecare în parte sau există o complementaritate între aceste trei cuvinte care marea majoritate a oamenilor o înțeleg într-un mod eronat. Pentru a înțelege mai bine acest lucru o să dăm definiția fiecăruia în parte și o să facem în așa fel încât să înțelegem ce anume este important din religie, ce anume este important din credință și ce anume este important din spiritualitate. Este ca și cum ai vrea să conduci o mașină, dar n-ai cutie de viteză. Pentru că la un moment dat spui, domnule, de ce am nevoie de religie? Dacă importantă este credința, cum cineva îmi spunea într-un mesaj că am făcut o greșeală atunci când eu am numit de fapt credința drept o cale. Că nu este importantă, pentru persoana respectivă importantă era credința. Ei bine, credința poate fi o credință în întuneric și credința de asemenea poate fi în lumină. Deci noi trăim în dualitate. Cu alte cuvinte, a merge haotic, fără a avea o cale în viață, o cale spirituală, nu întotdeauna ai un scop și nu întotdeauna faci lucrurile așa cum ar trebui să fie, de o manieră în care să te poți mântui, adică salva. Ce să salvezi? Spiritul, bineînțeles, din lungul șir de reîncarnări sau de vieți după vieți, prin care tu trebuie să acumulezi în viața aceasta, într-o singură viață de fapt, printr-o cale aleasă de tine, prin liber arbitru, evident, un drum drept spre lumină. Pentru a te putea înălța, pentru a te putea elibera spiritual sau, cum se spunea în vechime, un termen mai arhaic, mântuire. Mântuire înseamnă salvare. Salvarea cui? Nu a sufletului, ci a spiritului. Că și aici există o confuzie și o să facem o scurtă prezentare și a acestei teme. Deci, marea majoritate a oamenilor spun nu ai nevoie de religie, religia este rea, datorită faptului că mulți îl confundă pe Dumnezeu biblic, care nu este Dumnezeu, este un zeu Arhon, Iahve, Jehova sau Enlil, care a uzurpat sau a corupt creația lui Dumnezeu, ființa umană. Dat fiind acest fapt, multă lume a intrat în confuzie și au renunțat la propria lor religie, considerând-o una nocivă, negativă, chiar întunecată, pentru că nu a înțeles foarte bine cum stau lucrurile și datorită faptului că, mă rog, atunci când nu ai știință sau trăiești într-o ignoranță parțială, ai tendința să nu ai cunoașterea necesară pentru a lua o decizie sau pentru a face o alegere, în așa fel încât viața ta să fie foarte simplă și foarte luminoasă. Ca să nu mai pierdem vremea, o să intrăm să definim ce anume înseamnă religie. Religia este forma conștiinței sociale care se caracterizează prin credința în ființe sau forme supranaturale, prin oficierea unui cult și prin existența unor instituții, organizații corespunzătoare, confesiune, credință. Cuvântul religie îl avem din latinescul religare, a lega a unii
ceea ce înseamnă unire sau strânsă comuniune cu Dumnezeu. Deci, după cum vedeți, religia este calea prin care tu ai un set de, să zicem, cele 10 porunci pe care le avem la îndemână, care nu sunt rele deloc, să nu furi, să nu prea curvești, să nu minți, să nu iei soția propriului tău și să nu mărturisești strâmb și așa mai departe. Deci sunt lucruri care trebuie să le faci bine. Pe lângă ceea ce ne-a învățat și Iisus Hristos, iubire, iertare, bunătate și smerenie, prin care ne putem ridica nivelul de frecvență și vibrație. Nivelul de conștiință, după cum am spus-o și în alte emisiuni, se ridică doar prin milostenie, adică să învățați să dăruiți, să învățați să vă rugați pentru alții, să învățați să fiți empatici și să aveți compasiune pentru toți oamenii din jurul vostru, mai ales pentru dușmani. Deci dacă am definit ce înseamnă cuvântul religie, care vine de la religare, a lega, a uni, ceea ce înseamnă unire cu strânsa comuniune cu Dumnezeu. Deci acesta este scopul religiei, a crede într-un Dumnezeu. Acum că unii oameni consideră că este un Dumnezeu biblic rău, gelos și așa mai departe, este fix problema lor. Noi ne referim aici la Dumnezeul, la adevărat Tatăl, care este la început, în Geneză, care a făcut omul după chipul și asemănarea sa și este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu iubitor, iertător și milostiv. Nu este un Dumnezeu autoproclamat gelos, care era sângeros, cerea arder de tot, sacrificii animale, sacrificii umane, declanșa războaie pentru a se putea hrăni cu teroare, frică, panică. Deci ar trebui să punem în balanță cine și ce caracteristici are Dumnezeu adevărat și ce caracteristici are partea opusă întunecată. Și o să vedeți că acel pe care voi îl numiți Iahve, Dumnezeu biblic, nu era un Dumnezeu, era un zeu autoproclamat malefic. De altfel și v-am mai zis în altă ocazie, Samael, la un veor, spunea despre Jehova alias Iahve alias Enlil că nu e nimeni altul decât Satan. Și are dreptate. Bun, trecem la spiritualitate. Spiritualitate, tot ce ține de viața spirituală a unui individ sau popor, concepție despre viață și lume, sensibilitate pentru valorile spiritual, morale și cultural religioase, precum deseori vedem, citim și uneori înțelegem greșit anumite cuvinte ce au sens strict ca și înțelegere și noi îl distorsionăm și evident îl înțelegem greșit. De aceea am hotărât să explic cât mai ușor cu putință aceste lucruri, în așa fel încât oricine să poată înțelege. Deseori citim mai peste tot pe internet fraza spiritual, dar nereligios. Nu există așa ceva. Ori este negru, ori este alb. Situație de gri nu există. Sau Iisus nu a venit pe Terra ca să ne aducă o religie, ci credință. Păi însă și credința pe care voi spuneți că a adus-o se bazează pe o religie creștin-ortodoxă, adică a venit cu un set de reguli noi în care Vechiul Testament, în care oamenii se omorau cu pietre, a fost abrogat practic și a venit cu un set nou de reguli și anume iubire, iertare, bunătate și smerenie. Doar așa te poți mântui, pentru că așa îți poți ridica nivelul de frecvență și vibrație. Prin milostenie, empatie și compasiune îți ridici nivelul de conștiință. Da? Pentru cine nu știe. Ori astea sunt calea, de fapt. Această religie este calea pe care ne-a dat-o Hristos ca noi să putem genera aceste energii pozitive în noi și să ne putem ridica nivelul de conștiință, tocmai ca într-o singură viață să ne putem mântui, adică să ne putem salva spiritul din ciclul ăsta perpetu de reîncarnări sau de vieți după vieți. Pentru că aici este o școală, acumulăm puncte. Dacă nu treci examenul la sfârșitul vieții,
automat repeți clasa. Și practic noi am venit în această clasă. Pentru că noi am venit singuri voluntari, nu am venit forțați de cineva de la spate. Dar numai că acum nu ne aducem aminte. Bun. Cum spuneam, revin la ceea ce am spus mai înainte. Deseori citim mai peste tot pe internet fraza spiritual, dar nereligios. Nu există așa ceva, ori este negru, ori este alb, situație gri nu există, sau Iisus nu a venit pe terra să ne aducă o religie, ci credință. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar aceasta este atitudinea unor oameni semidocți care nici măcar nu se sinchisesc să vadă ce înseamnă cuvântul religie de fapt. Prima dată a fost cuvântul, spunea Dumnezeu adevărat. Se referea la sunetul primordial din care totul a luat ființă. Așa cum se încearcă acum la CERN să fabrice, mă rog, bosonul Higgs. Sau înainte să numea sunetul primordial Ayrton. Deci, nu este bine să ne jucăm cu vibrația și cu semnificația exactă a cuvintelor, mai ales dacă avem pe noi o haină spirituală. Ce înseamnă religie? Unirea noastră ca ființă umană cu Dumnezeu, simplificat. Dumnezeu este o ființă spirituală. Da sau nu? Sigur că da. Este o ființă spirituală. Are legătură cu spiritualitatea religia în sens complementar? Sigur că da. Vezi definițiile de mai sus pentru spiritualitate și pentru religie și o să vedeți că ambele, în ambele cazuri o să vedeți aceeași complementaritate. Nu există spiritualitate fără religie și religie fără spiritualitate. Religiile, unele inventate de arhoni, altele nu, iar altele doar corupte, atât cât să creeze frecvențe de joasă vibrații, ale căror energii sunt folosite drept hrană pentru arhoni, jin, genii, șaitani, ifriți sau, cunoscuți de noi, demonii arhoni. Ei au de fapt o corporație, au și ființe în plan fizic, ființe extraterestre diversificate, o să stăm altă dată de vorbă la o altă emisiune despre așa ceva, cunoscuți de noi în sens popular, demoni sau diavoli. În schimb, religia ortodoxă, spre exemplu, este doar calea, setul de reguli, cele 10 porunci, plus Noul Testament în care Iisus a spus că trebuie să fim iubitori, iertători, plini de bunătate și zmerenie. Nu văd nimic rău în a respecta astfel de reguli, dimpotrivă, îți va ridica nivelul frecvenței de joasă vibrație, energia arhonilor cu care se hrănesc, în energie de frecvență și vibrație înaltă. De aici și mântuirea sau înălțarea. Abia atunci demonii arhoni vor rămâne mereu în partea de jos ca și nivel de frecvență vibratorie. Pentru că, de fapt, ei nu se pot hrăni cu vibrația iubirii, cu vibrația iertării, cu vibrația bunătății și a milosteniei. Ca să fie clar. Deci, arhonii vor rămâne jos în timp ce alți oameni ce au înțeles, aplică și obțin rezultate. Se vor înălța, iar în felul acesta arhonii, demonii, vor fi sub ei, adică jos. Nu te teme, ci doar crede. Frica, ura sunt frecvențe de vibrație joasă. Toate religiile sunt drumul sau calea prin care tu, ca spirit, te unești cu Dumnezeu. Acesta este scopul vieții noastre pe pământ. Aici avem dualitate, în plan material, în partea fizică, în planul efemer. Dumnezeu înseamnă unicitate. Trăiește în antienergie, este metafizic, omniprezent și poate acționa în toate planurile, indiferent că sunt materiale sau subtile. Deci el este undeva dintr-o poziție în care poate interveni și în planul nostru material și în exteriorul planului nostru material, pentru că este cu mult deasupra noastră ca și nivel de conștiință. De altfel, dacă ar fi să definim Dumnezeu în două cuvinte, ar fi conștiință infinită. Bun. Aici avem dualitate. În plan material, Dumnezeu înseamnă unicitate, iar noi oamenii spre asta tindem. Înseamnă evoluție spirituală. Sufletul nu este tot una cu spiritul, dar sunt două entități complementare care în acest corp fizic uman conviețuiesc împreună pe tot parcursul ciclului perpetu de nașteri și reîncarnări. Iar în momentul în care spiritul se trezește, își ridică frecvența de vibrație
prin iubire, iertare, bunătate și smerenie, prin care se înalță sufletul, care este anvelopa de esențialitatea spiritului pe care o îmbracă ca pe o haină pe tot parcursul vieților în plan material, se desprinde de spirit, care accede într-un plan superior al creației. Sufletul este esența, o mică scânteie divină a noastră, ce vine din sursa Dumnezeu, Tatăl adevărat. Destinul nu este același lucru ca și soarta, dar sunt complementare. Destinul este totalitatea tuturor cauzelor și efectelor acumulate prin liber arbitru, adică alegere, multitudinea sorților, adică prin propriile noastre alegeri, asta înseamnă soartă, doar una singură, o alegere, sau karma într-o viață întreagă. Destinul făurit din propriile noastre alegeri, toate într-o viață, determină o posibilă viață viitoare, în timp ce soarta este un singur eveniment determinat de alegerea noastră, ce generează o cauză și un efect. De aici rezultând karma sau soarta, una singură. Rolul acestei postări este una de completare, care este evident, are un rol și de complementaritate. Revenim la credință. Credința care mulți cred că trebuie să anulăm religia, adică să eliminăm calea prin care noi trebuie să învățăm cum anume sau ce anume ne determină să credem, că noi putem crede de fapt în orice. Noi putem crede și în întuneric, noi putem crede și în magie neagră, noi putem crede și în miracole, noi putem crede și în Dumnezeu adevărat. Important este cum îți canalizezi această frecvență de vibrație, pentru că de fapt credința este un nivel de vibrație deosebit. Eu în toate emisiunile mele am spus că mi-am învins demonii arhoni. Prin ce? Prin credință, prin curaj și prin voință. V-am mai zis, credința îl învinge. E o frecvență. Curajul nu îl învinge, îl ține la distanță. Stă la 2 metri de tine. Deci e primul pas prin eliminarea fricii. Să ai curaj, da? Voința îl poate suprima, dar nu este indicat, pentru că avem una dintre cele 10 porunci care spune să nu ucizi. Și nu spune să nu ucizi o ființă umană, un animal sau o ființă metafizică din planul arhonic. Da? Deci e bine să nu ucizi în general, dacă ești o ființă elevată, ci doar poți să-i trimiți pe pustii locuri sau în ghienă sau iad, așa cum fac eu. De obicei eu îi trimit pe pustii locuri. Pe pustii locuri ce înseamnă? Acolo unde există pustietate și niciun fel de ființă, pentru că ei n-au decât 200 de coți care pot circula fără un corp pe care să-l posede, adică un corp mental, da? O minte a unui om care este în joasă frecvență, poate să fie și animal, poate să fie și din regnul vegetal și așa mai departe. Numai că acolo unde tu zici că îl trimiți pe pustii locuri, este o zonă pustie unde nu există ființe. Nu în deșert, așa cum înțeleg majoritatea. În deșert există o grămadă de ființe, da? Și tot felul de vietăți. Așadar, formula magică prin care poți să-i trimiți și îi trimiți, trebuie să-i trimiți pe pustii locuri, ori de câte ori faci referire la ei. Deci credința este importantă, dar în prealabil, ca să știi în ce să crezi, trebuie să ai un set de reguli, care de obicei este o cale pe care o alegi. De-aia Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Da? Bun, revenim la credință sau credințe. Faptul de a crede în adevărul unui lucru, o convingere, siguranță, certitudine, profesiune de credință, declarație publică pe care o face cineva asupra principiilor sau convingerilor sale, încredere pe care o inspiră cineva, în credință, într-adevăr, fidelitate, devotament, statornicie față de cineva sau ceva, speranță, nădejde, convingere de existența lui Dumnezeu, mărturisirea acestor convingeri prin respectarea prescripțiilor biserice și religie cult. Latinescu, credință. Deci, dicționarul explicativ al limbii române. Așadar, vedeți că de fapt religia, spiritualitatea și credința sunt de fapt complementare. Nu pot fi despărțite doar pentru că așa vor uneori arhonii, maestrii minciunii sau unii oameni cu intenții bune, dar nu suficient de informați. De aceea eu vă spun mereu să cercetați voi singuri și să investigați personal
tot ceea ce intuiția vă spune că există îndoială. Adevărul există în fiecare din noi, în interiorul nostru. Trebuie doar să-l descoperim pentru a fi liberi. Restul e tăcere. Așadar, sper că a înțeles toată lumea că nu există o separare a puterilor frecvențiale, cum ar fi credința separată, spiritualitatea separată, religia separată. Toate sunt complementare, toate au un pic din toate. Și în Trinitate, întotdeauna ca și Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, există o unitate. La fel și în această Trinitate, credință, religie și spiritualitate, există o Trinitate în unitate care nu face altceva decât să te întoarcă la origini, la sursa primordială sau Dumnezeu adevărat. Acestea fiind spuse, nu rămâne decât să vă spun toate cele bune. Nu uitați să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o, eventual să dați un like dacă v-a plăcut, să distribuiți și, așa cum vă spun mereu, să străluciți mereu în lumină.